Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru weekend. Să știți că este un weekend ceva mai liniștit, chiar dacă lucrurile se desfășoară pe repede înainte. Cel puțin ziua de sâmbătă chiar e bună, din punctul meu de vedere, mai ales pe tot ceea ce ține de femei. Este ultima zi din luna septembrie. Discutăm despre data de 30, împărăteasa și nebunul. Deci e o zi cu nebunie. E o zi în care lucrurile se rezolvă, pentru că avem soarele care reprezintă succes, care reprezintă bucurie, care reprezintă tot ceea ce ține de energiile pozitive din viața noastră. Începem să vedem lucrurile mai clar. Răsare soarele în viața fiecăruia dintre noi. Bineînțeles, știți cum, este o zi în care lucrurile vor fi destul de mult accelerate, cel puțin undeva pe la amiază vom vedea că există foarte mare predispoziție spre conflict în relații, dar nu este neapărat ceva negativ, ci mai degrabă este un moment în care fiecare o să conștientizeze, pentru că încă se simt urmările lunii pline, fiecare o să conștientizeze ce se întâmplă cu viața sa, fiecare conștientizează încotro merge, fiecare conștientizează ce e bun și ce nu e bun. E cumva ultima rupere, ultima eliberare, dacă vreți, pentru că da, luna septembrie a venit cu astfel de situații. Apoi trecem în luna octombrie, care, știți cum, este o lună diferită din punctul meu de vedere. Este o lună simbolică pentru anul următor. Da? Avem puterea, da, sau steaua. Eu simt să le iau pe amândouă în această lună pentru că va fi diferit. Vom avea și eclipse. Ni se vor arăta așa tot felul de secvențe din anul viitor, de ce nu? Și luna octombrie, să știți că vine, da, cu acea lumină de la capătul tunelului, dar vine și cu niște provocări. Vine și cu pasiune, deci în luna octombrie e foarte bine să ne ascultăm pasiunea, să facem ceea ce simțim. Este foarte bine să ne deschidem în fața noutăților. E foarte important acest aspect. Însă ziua de duminică e ceva mai ciudată, e ca și cum e intrarea, da? Intrăm pe un tărâm necunoscut duminică. Intrăm într-o perioadă în care avem impresia că nu prea mai înțelegem nimic din ceea ce se întâmplă. Parcă totul e mai întunecat, parcă totul e mai ciudat. Știți cum? E un weekend, dacă vreți voi așa, cu soare și cu lună, că toți sunteți pe canalul Tarot Soare și Lună, deci cam așa e energia. Ziua de duminică, din punctul meu de vedere, este foarte bună de odihnă, de meditație, chiar e un moment bun pe așa ceva. Da? În ziua de duminică să știți că ne vom mai liniști cu toții și chiar este o zi destul de liniștită, aș spune eu, pentru toată lumea. Vom dori să mâncăm, să ne răsfățăm, să stăm într-un loc așa confortabil, să ne concentrăm puțin pe nevoile noastre, de ce nu? Însă nu v-aș recomanda să faceți lucruri wow în ziua de duminică, da? Chiar nu. Bun, cam atât în mare parte. Vreau să mai discutăm și despre faptul că, vă spuneam eu că în ziua de sâmbătă femeile au un rol important și da, să știți că relația dintre femei în general va fi ok. În schimb, vom vedea mici, mari tensiuni în relația cu bărbații, da, între femei și bărbați. Acum, da, chestiile astea se întâmplă. Și tot în weekend avem un eveniment foarte frumos și anume un trigon între Mercur și Uranus și asta înseamnă că reușim să clarificăm tot felul de lucruri benefice pentru noi. Reușim să vedem un adevăr, reușim să rezolvăm niște chestiuni, poate legate de muncă, poate legate de rutina zilnică, de rudele noastre. Drumurile în general pe care le vom face, da, vor fi cu foarte mari surprize și de asemenea, știu eu, poate să fie și un weekend în care avem foarte multă intuiție, da? Mai ales când vine vorba de partea practică a lucrurilor, că partea asta cu divinația, să știți că se face și în nori și în bobi și în ce vreți voi, da? Atât timp cât ai un har, da? Nu sunt chestii care se învață pe de rost, nu există așa ceva. Da? Cam așa și, mă rog, cam ăsta este și mesajul trigonului din punctul meu de vedere. Este despre a ne asculta intuiția, mai ales când vine vorba de partea practică a lucrurilor. Pentru că, da, universul, divinitatea, cum vrei tu să spui, ne oferă semne. Ne oferă semne după care e bine să ne ghidăm. Bun, o să vreau să discutăm mai multe pentru fiecare zodie în parte, așa că te invit să vezi și de la zodie și de la ascendent, vezi și ce fac persoanele cele mai dragi ție.
Și acestea fiind spuse, cred că începem. Zodia Berbec. Dragi berbeci, undeva sâmbătă pe la amiază, vedeți că apar niște tensiuni în relația cu ceilalți sau o să vă simțiți voi așa puțin mai agitați. Nu neapărat ceva negativ, da? Unii poate sunteți într-un grup de oameni, aveți ceva important de făcut, însă relația cu femeile este foarte bună și undeva sâmbătă seara văd o relație foarte bună cu o femeie dragă din viața ta. Fie că discutăm despre o iubire, despre relația cu persoana iubită, despre un copil, despre faptul că pur și simplu îți faci tu acolo niște plăceri ale tale. Și pentru tine este un moment în care vei rămâne surprins de niște discuții pe care le ai legate de bani, legate de rudele tale. Poate este o surpriză plăcută legată de zona de online, da? Primești tot felul de mesaje, apeluri telefonice și chiar unii berbeci veți rămâne surprinși de aprecierea pe care o primiți din partea celorlalți, în general în weekend. Ziua de duminică, 1 octombrie, este o zi pentru tine în care te concentrezi mai mult pe bani, pe partea ta personală, te concentrezi mai mult pe alimentație, de ce nu? Și uite că duminică e un moment bun să mergi la cumpărături, pentru că vei găsi reduceri. Poate cine știe, dacă ești cu un prieten, te trezești că se întâmplă în așa fel încât persoana respectivă e nevoită să-ți plătească sucul, cafeaua sau ce mâncați voi pe acolo. Deci foarte multă susținere aveți și indiferent ce primiți, spuneți mulțumesc și e ok. Da? Până la urmă a venit toamna, mai primit și unele recompense, că s-a muncit destul. Hai să vedem, dragi berbeci. Aveți o încredere în voi duminică, vă simțiți bine, e ok. Ce spune tarotul? Au ieșit trei cărți. Vai, deci motanul zgârie pereții. E după muște, după țânțar, nu pot să-mi dau seama. Da, avem cavalerul de spade, regina de spade. Foarte interesant, o conexiune cu zodii de aer, gemeni, balanță, vărsător. Vezi că este un weekend în care iei decizii importante, dar este și un weekend în care totul se desfășoară foarte rapid în viața ta. Este vorba despre o bucurie foarte mare care apare atunci când te aștepți mai puțin. Apoi avem șapte de cupe, deci pur și simplu simți că plutești, da? Simți că ești la un alt nivel. Șapte de cupe poate să însemne și multe oportunități care apar, dar este și un moment în care e ca și cum spui, băi, nu-mi vine să cred ceea ce aud, nu-mi vine să cred ceea ce văd. Apoi avem regele de spade, ultima carte, tot o conexiune cu o zodie de aer, dar simt eu aici că se clarifică ceva, se rezolvă ceva care ție personal îți va aduce foarte multă bucurie. Poate e ceva legat de un copil, de ceva din trecutul tău, de niște persoane foarte dragi inimii tale, posibil și acest lucru. Vai, deci motanul a stricat ceva. Lord! E nervos pentru că pisica a ocupat un loc pe aici, pe unde dormea el. Cam așa și voi, dragi berbeci, fiți atenți, dar nu exagerați. Zodia Taur. Dragi Tauri, ziua de sâmbătă e bună să dormiți. Să dormiți, să meditați, să stați așa în locuri mai ascunse, poate mergeți la o plimbare prin parc, poate vă mai relaxați și nu vă apucați, vreți voi să ieșiți în față, că nu știu cât de mult o să funcționeze. Apoi, undeva sâmbătă pe la amiază, atenție puțin pe sănătate sau în relația cu persoanele de la locul de muncă. Unii tauri poate vă dați seama că e cazul să mai aveți așa un stil de viață mai sănătos. Și pe de altă parte, ziua de sâmbătă e foarte bună pentru tine, pe trecut, pe a-ți găsi liniștea, pe casă, pe familie, în general în relația cu femeile, poate știu eu, unii tauri ați făcut ceva și acum așteptați un răspuns, așteptați o recompensă și în sfârșit lucrurile vin. Bun. Pentru tine este un weekend foarte bun într-o poveste de iubire. Este un weekend bun să faci ceea ce simți. Este un weekend bun pe afaceri. Este un weekend bun pentru tine în relația cu un copil. Poate știu eu, unii tauri și cunoașteți pe cineva. Aveți niște discuții, se întâmplă niște lucruri care, atenție, vă vor ajuta foarte mult pe muncă și pe sănătate. Duminică îți recapeți energia, dar în noaptea aia de sâmbătă spre duminică ți-aș recomanda să te odihnești, pentru că te vei odihni pentru toată luna. Deci e un moment bun să dormi. Da? Pe de altă parte, ziua de duminică e foarte bună, pentru că de dimineață ești bine, ești încrezător, toată ziua te concentrezi doar pe propria persoană, îți recapeți energia, îți recapeți intuiția. Da? Hai să vedem, dragi tauri, ce faceți voi. Să știți că pisica e posibil să apară pe masă așa de nicăieri. Da, e aici, se uită la mine.
mă păzește. Să știți că eu sunt foarte harnici în ultima vreme. Mă ajută cu multe lucruri. Regina de bâte, turnul. Wow. O conexiune cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Mai o surpriză aici. Poate legată de o rivală, poate legată de o activitate pe care o faci. Este ceva care stârnește curiozitatea. Da? Pajul de spade, pajul de monede. Deci e ca și cum primești o propunere sau se întâmplă ceva care te va surprinde destul de mult. Poate ai legătură cu persoane mai tinere sau pentru unii tauri, poate chiar cine știe, este un weekend în care studiați ceva, analizați ceva anume. Cunoașteți oameni noi. Magicianul, și uite că aveți voi toate resursele necesare. Poate să fie și un weekend în care lucrați cu mâinile sau poate să fie un weekend, uite, cu îndrăgostiții, în care, nu știu, poate să mai apară cineva în viața ta sau poate să mai apară cineva în viața partenerului, depinde. Poate cineva vine și ți atrage atenția, deși nu e cel mai bun moment din lume, da, să faci niște demersuri. Uite, avem puterea, da? Deci poate încep ceva pentru luna octombrie, ți se propune ceva, au loc niște discuții. Zodia Gemeni. Pentru Gemeni, ziua de sâmbătă vă găsește tot concentrați pe prieteni, pe grupurile mari de oameni, pe zona de online. Vedeți că undeva sâmbătă pe la amiază pot apărea niște tensiuni în relația cu un copil sau în relația cu persoana iubită. Pentru alți Gemeni, pur și simplu poate să fie ceva care vă cam scoate acolo din zona de confort. Pe de altă parte, dragi Gemeni, vedeți că este un weekend foarte bun pentru voi. În relația cu femeile, în relația cu rudele, cu anturajul vostru, poate rezolvați ceva legat de bani sau poate cine știe aveți o discuție serioasă cu persoana iubită. Pe de altă parte, vezi că este un weekend în care ai o intuiție maximă și ar fi bine să o asculți. Niște surprize plăcute pe care le ai privind zona străinătății, privind zona de online, privind principiile tale de viață, partea aceasta spirituală. Ești foarte mult surprins. Vezi că e ceva legat și de trecutul tău. Ai făcut tu ceva în trecut, ai spus cineva, da, te-a luat în evidență și se rezolvă lucrurile. Da? Bun. Ziua de duminică, în schimb, e bună să dormi. Da, să te odihnești, chiar e un moment fantastic, să te odihnești, să stai liniștit, chiar dacă duminică dimineață pot apărea niște responsabilități sau chiar dacă ai tu ceva de rezolvat sau îți vin așa niște idei că trebuie să mai rezolvi ceva, că trebuie să mai faci ceva. Deci un weekend bun pentru Gemeni, chiar un weekend foarte bun și vedeți voi, dragi Gemeni, e ceva, deci surprizele astea pe care le aveți, discuțiile astea, alți Gemeni poate aveți pur și simplu niște conștientizări, așa, deodată. Vă vor ajuta foarte mult pe iubire, pe plăcerea voastră, pe copilul interior, că acum na, fiecare are frustrările sale de prin copilărie și toată viața le rezolvă. Magicianul Justiția, o legătură cu zodia Balanță pentru unii. Ești într-o poziție în care iei decizii. Regele de bâte, iei decizii, acționezi cumva. Unii poate erați indeciși între două persoane, între două situații ciudate. Judecata, foarte frumos, o veste foarte bună pe care o primești, să știi că este un weekend pe care tu îl vei simți foarte intens, într-un sens pozitiv. Cumva totul este în mâinile tale. Totul este în mâinile tale. Judecata poate să-ți spună în acest context și despre faptul că te revezi cu niște persoane dragi ție. Sau reiei niște activități, te revezi cu o persoană, știu eu, din jurul tău. Ai făcut tu ceva mult timp și acum în sfârșit vezi rezultatul. Ultima carte, pajul de monede, niște bani pe care îi primești, un nou proiect, studiezi ceva. Pajul de monede poate să însemne și un moment în care, știu eu, îți vin niște bani sau ești foarte atent la niște detalii, poți să cunoști o nouă persoană. Dar e o bucurie mare, nu știu, e un domeniu nou, e ceva nou aici pentru tine, persoane noi, oameni noi. Poate un mod nou prin care tu acționezi, că acum na, magicianul e cartea ta. Zodia Rac. Dragi raci, pentru voi,
Ziua de sâmbătă vă găsește într-o energie foarte bună, ieșiți în evidență, pe la amiază pot apărea tensiuni în relația cu o persoană importantă din familie, din casă sau cu un bărbat din trecut sau se reia o discuție ceva mai tăioasă, dar stați liniștiți că se rezolvă povestea. În general, ziua de sâmbătă e foarte bună pentru tine pe bani, pe ideea aceasta de a te simți apreciat, de a te simți bine în poziția în care ești, în situația în care ești. Dacă ieși și lucrezi, uite, poți primești bani, poți să primești o avansare sau poți să fii foarte mult apreciat pentru ceea ce tu faci, în general vorbind. Niște surprize plăcute pe care le ai privind un grup de oameni, privind niște planuri pe care ți le-ai făcut. Uite, a venit pisica. Ea e în zodia pești, deci nu știu, poate aveți o legătură, teoretic ar trebui să vă înțelegeți bine. Ceva legat de planul spiritual, ceva legat de un grup de oameni. Ți-ai propus tu ceva și uite că acum lucrurile se schimbă. Unii raci cu siguranță fie postați ceva pe un site de socializare sau e nevoie să țineți un discurs, să aveți anumite discuții, știu eu, cu prietenii, cu oamenii dragi vouă. Deci un weekend bun. Pot fi niște discuții sincere care îți vă ajute foarte mult și pe casă, pe familie. De asemenea, dragi raci, ziua de duminică vă găsești foarte concentrați pe grupurile mari de oameni. Cu siguranță și vouă o să vă sune telefonul în continuu sau poate deja aveți programat ceva și vreți să ieșiți, vreți să vă relaxați. Duminică dimineața ai ca un fel de revelație sau primești o veste, stai pe internet și vezi un articol și spui gata, asta e ideea, asta se întâmplă. Alții poate chiar primiți vești. Da? Hai să vedem, a venit pisica, vrea să stea aici cu mine. Mă simte că am multe de făcut și nu știu cum o să fac față. Deși se anunța o săptămână liniștită. Dar v-am zis și vouă că e o săptămână nebună. Chiar vă rog să-mi scrieți cum a fost pentru voi săptămâna. Pentru mine a fost o săptămână absolut nebună. Absolut nebună. Hai să vedem. Marele preot, temperanța. Bun. O legătură cu zodia Taur, zodia săgetător. Nu pot să apropi mai mult cărțile că deranjez pisica. Îmi pare rău. Asta e viața. Bun. Un weekend în care studiezi ceva, un weekend în care ajungi la o înțelegere, ești ca un profesor, ca un mentor pentru ceilalți, îi ghidezi, îi ajuți. Unii poate chiar aveți un examen sau aveți ceva important de rezolvat. Apoi avem patru de spade, este un moment în care uite, te răsfeți, mergi la spa, mergi undeva, te răsfeți, te relaxezi. Ceva te liniștește, ceva îți place, însă simt foarte puternic aici pentru unii și o energie de vindecare și aici poate să fie vorba despre o vindecare la nivel energetic sau despre faptul că o relație începe să se vindece. Ultima carte pentru tine, 3 de spade. Bun. Se pare că această pauză nu îți place sau este un weekend în care ar fi bine, da, să lași un control deoparte. Nu știu de ce simt să spun chestia. E ceva legat de un adolescent, de o persoană dragăție. Ai de luat niște decizii și este nevoie, da, să acționezi cumva diferit. E ceva ce a mai fost discutat sau e ceva ce nu știu, s-a mai întâmplat în viața ta, cumva seamănă, e ca un deja vu. Zodia Leu. Dragile, era să iau arcana majoră puterea. Da, oricum tot cartea voastră e. Pentru tine este un weekend bun. Deci este o zi de sâmbătă în care, în primul rând, pe la amiază pot apărea niște conflicte în relația cu rudele sau tensiuni legate de drumuri, legate de discuții în contradictoriu. Undeva tot sâmbătă spre seară este o relație foarte bună pe care o ai cu femeile sau cu persoanele din jurul tău. Iei o decizie cu cineva, faci o înțelegere cu o persoană, mergi într-o anumită direcție, poți să cunoști o nouă persoană, de ce nu, sau poate chiar studiezi ceva, primești niște vești bune care te bucură și îți plac ție tare mult. Pe de altă parte, vezi că este un weekend în care ai parte de niște surprize extrem de plăcute legate de o colaborare, legate de un șef, de o instituție, de o companie mare, e ceva important acolo. Alții chiar o să aveți surpriza că sunteți foarte bine susținuți în weekend.
pe tot ceea ce faceți și toată lumea vă aplaudă, da, vă susține. Sunteți bine susținuți și pe comunicare în acest weekend, da? Pe comunicare. Și ziua de duminică, în schimb, 1 octombrie, vă găsește în centrul atenției, da? Indiferent ce aveți de făcut, veți ieși în evidență, va fi nevoie să vă asumați responsabilități. Poate să fie o zi de duminică în care voi sunteți cei care luați deciziile prin casă, prin relația cu ceilalți. Și cu siguranță mulți lei intrați și în contact cu persoane cu autoritate asupra voastră. Adică părinții, partenerul. Bun, a început citirea, 2 de monede. Ești prins aici între două activități, două persoane. Trebuie să împaci pe cineva. Să împaci pe toată lumea. Puterea, uite că nu degeaba am vrut să iau cartea, e cartea ta, împărăteasa, 6 de bâte, o victorie, o bucurie mare aici legată de o femeie din viața ta. Dacă ești femeie, poate e bucuria ta. Legată de o șefă, de o instituție, e ceva frumos aici care se petrece. Da? E ceva frumos. 2 de monede, deci uite, te lupți, da, să acoperi cheltuielile sau poate să fie un weekend în care ți-am spus eu că este nevoie să împaci două persoane sau este nevoie să te împarți tu între două direcții. Apoi avem arcana majoră diavolul, o conexiune cu zodia Capricorn și poate să fie și un weekend în care planul material este important, dar văd și o atracție aici pe care o ai față de o persoană, față de o situație. Iar turnul vine cu o eliberare, cu o eliberare, cu o surpriză. E ceva ce îți place foarte mult, dar dacă ești leu și de mult timp tot ții în tine anumite lucruri, uite, e un moment bun să te eliberezi. Da? Uite, turnul are legătură cu judecata, deci cu o revedere. Te revezi cu cineva și acolo e o discuție, se întâmplă niște lucruri. Steaua, Marea Preoteasă, uite, poate să fie vorba și despre un succes, că turnul ăsta nu înseamnă numai lucruri negative. Ceva ce explodează, așa, ceva face boom, un proiect, o persoană, o situație, e ceva benefic. Dar pentru alți lei, așa cum spuneam, de mult timp tot stați voi acolo și încercați să clarificați povestea și în sfârșit puteți. Zodia Fecioară. Dragi Fecioare, ziua de sâmbătă e o zi destul de aglomerată pentru voi. Fiți puțin atenți pe bani undeva pe la amiază. Dar uite că tot sâmbătă, undeva spre seară, e ceva care te liniștește privind o femeie din viața ta, privind o poveste de iubire, privind niște bani, niște acte. Este ceva important acolo. Da? Ceva ce te bucură, pe de altă parte. Și pentru tine să știi că este un weekend foarte bun. Mercur, guvernatorul tău din zodia ta, face un trigon cu Uranus. Păi mai bine de atât, n-are ce să fie. Ai niște surprize extrem de frumoase în weekend privind munca, privind starea de sănătate, privind niște acte sau chiar niște surprize legate și de zona aceasta străinătății. Acolo e ceva extrem de benefic pentru tine. Vezi că ai foarte multă intuiție în acest weekend. Ia și ascultă vocea ta interioară. Și vezi că ziua de duminică te găsește ceva mai liniștit, deci se mai rezolvă lucrurile. Și deja ai chef să studiezi, să meditezi, să mai citești o carte, un articol, te gândești așa serios să pleci undeva, poate o călătorie îndepărtată sau mergi într-un loc drag sufletului tău, intri în contact cu persoane care sunt la distanță de tine. Hai să vedem, dragi fecioare, ce faceți voi. Da, pisica nu vrea să plece de aici, a venit de la zodia rac și tot stă și cu siguranță o să mai rămână. Mă simte pe mine că sunt foarte încărcată în perioada asta și am nevoie de energie și am ajut. Hai să vedem, dragi fecioare, ce faceți voi. 2 de cupe, 4 de monede, o hotărâre legată de o relație. Uite, a sărit cartea jos. Nu știu, e o persoană aici puțin încăpățânată, dragi fecioare. Deci e o persoană încăpățânată, o persoană ciudată. Și are legătură cu o relație, cu o întâlnire. Uite, poți să ai o întâlnire cu o persoană dragă ție, o întâlnire cu niște rude. Apoi avem 7 de cupe. Multe iluzii pe care ți le faci.
multe oportunități care apar în acest weekend și poate să fie și un weekend în care, uite, dacă îți plănuiești vreo întâlnire cu cineva, fii foarte atent cât consumi și ce consumi. Atât pot să spun. Ultima carte, Lumea, o bucurie uriașă pentru tine, da? E o bucurie uriașă, pur și simplu nu o să-ți vină să crezi cât de frumoase sunt lucrurile, cât de bune sunt pentru tine. Ceva legat de străinătate, de o înălțare, cineva se înalță undeva sus, cineva are parte de un câștig, de o victorie, de o bucurie. O bucurie legată de bani. Îți vin bani, dai bani. Hai să vedem mai departe. Dragi balanțe, voi probabil tot evitați să vedeți ceva. Da? Evitați să vedeți ceva. Este un weekend bun pentru voi. În mare parte, în special în relația cu femeile, da? În relația cu grupurile mari de oameni, atunci când vine vorba de viitorul unei relații. Cu toate că sâmbătă undeva pe la amiază, uite, pot fi niște mici mari tensiuni în relațiile cu ceilalți și v-am spus eu că încă n-a simțit urmările lunii pline, că acum ce să facem? Pe lună plină în berbec, oamenii sunt puțin mai agresivi, că asta e viața și mai ales în cazul vostru că ați încercat voi să faceți liniște și pace pentru toată lumea și uite că acum oamenii spun, bun, dar mai amânat, dar mai încurcat, dar, da? Unii poate vă îndrăgostiți un weekend, cunoașteți pe cineva, dacă aveți curajul și invitați o persoană în oraș sau aveți niște discuții bune. Partenerul poate avea parte de un succes, de o bucurie, posibil și acest lucru. În schimb, pentru tine este un weekend în care fie se află un adevăr, fie este un weekend în care sunt niște discuții intense, profunde și în care se rezolvă ceva în sfârșit, dar e ceva vechi, legat de o poveste de iubire, de o afacere, legat de copilul tău interior sau chiar legat de relația cu un copil, legat de, dacă vrei, și starea ta de bine. Acolo sunt niște lucruri pe care e nevoie să le rezolvi și cu siguranță vei rămâne surprins și e ceva benefic pentru tine. Punctul norocului e în zodia ta, deci n-are ce să fie rău. Mai mult de atât, nu se poate. Ziua de duminică, în schimb, fie este o zi extrem de intensă din punct de vedere energetic, fie apar tot felul de activități de făcut. Vezi că vei fi și oarecum provocat, chiar duminică de dimineață. Fie ai ceva de rezolvat, fie duminică de dimineață ai tu așa o conștientizare și spui, băi, gata, m-am gândit, știi cum, beau mai multă cafea sau astăzi n-am chef să beau cafea, că e duminică și poate mai lăs și eu corpul ăsta să mai odihnească. Ceva de genul acesta, da? Alții poate aveți niște chestiuni importante de rezolvat privind casa și familia. Hai să vedem, dragi balanțe, ce faceți voi. Da, unii poate petreceți un weekend, poate e ziua voastră, la mulți ani, nu știu. Nebunul, 7 de monede. O surpriză pe care o ai privind o sumă de bani sau privind ceva ce creștea lent, ceva ce întârzia. Da? Este și o idee acolo care se învârte așa în mintea ta de ceva timp. Apoi avem 8 de monede. Lucrezi la ceva, analizezi niște detalii, ești prins pe niște activități în acest weekend, iar judecata, ultima carte, vorbește despre o revedere cu o persoană dragăție. Tot judecata poate să însemne și o legătură pe care, uite, o ai cu un copil, cu o persoană dragăție, niște sentimente care acum se declară, te întâlnești cu niște persoane dragăție, mergi într-un loc în care ai mai fost, o bucurie. Poate e ceva legat și de planul material, dar e cu multă pasiune, dragi balanțe. Da, e ca și cum tot a spus, băi, am stat, am așteptat, am stat aici la pândă, dar gata, hai, acționez. Și asta e ok. Zodia Scorpion. Dragi scorpioni, pentru voi este un weekend bun. În primul rând, sâmbătă sunteți prinși pe muncă în continuare. Indiferent ce veți face în ziua de sâmbătă, veți fi foarte bine susținuți de către ceilalți, doar că e nevoie să fiți puțin atenți și pe sănătate și să vă dați seama cam ce vă deranjează ca să scoateți din voi. Tot insist pe asta pentru că luna aia plină a fost superbă pentru voi. Mai mult decât atât,
Este un weekend în care vei avea parte de niște surprize extrem de plăcute legate de un proiect, de relația cu partenerul, relația cu prietenii, sau este ceva legat de o rupere a unei situații. Și e un moment absolut fantastic pentru tine. Ai o discuție undeva, ești apreciat, te simți bine, e ceva superb. Și este o situație în care tu ești protejat, adică indiferent ce se întâmplă, lucrurile sunt bune. Duminică, 1 octombrie, este o zi în care intri în contact cu foarte mulți oameni. Fie că ți-ai propus, fie că nu. Și uite, este și un moment bun să cunoști pe cineva. Sau să te întâlnești cu persoana iubită, să stați de vorbă. Pentru scorpionii născuți la începutul zodiei, în ziua de duminică pot apărea tensiuni în relația cu ceilalți, în general vorbind. Deci vedeți ce faceți. Hai să vedem. Dragi scorpioni, da, pisica e foarte fascinată de ceea ce se întâmplă pe aici. Misu. Hai să vedem, dragi scorpioni. Și uite, a ieșit împărăteasa. Trei de monede. O bucurie legată de bani pentru unii scorpioni. O conexiune cu zodia Taur, zodia Balanță. Lucrezi la ceva, da? Pentru sufletul tău. Faci mâncare, faci curățenie, mergi la cumpărături. Se hotărăște ceva legat de o casă. Ești într-un grup mai mic de oameni aici și faci ceva, acționezi cumva. Șase de bâte, o bucurie, o victorie pentru tine. Ceva te bucură, ești în văzul tuturor, ești apreciat, se clarifică ceva anume. Ultima carte, roata destinului, foarte frumos. Deci un noroc mare pe care îl ai în acest weekend și lucrurile să știi că încep să se miște într-o direcție extrem de pozitivă pentru tine. Cu lumea și cu doi de cupe este clar vorba despre o relație, despre o colaborare care se pare că trece prin niște schimbări benefice pentru tine. Da, pisica nu prea mă lasă aici să fac treburile. Zodia Săgetător. Dragi săgetători, pentru voi ziua de sâmbătă e foarte bună pe iubire, pe distracții, să vă relaxați, să vă simțiți bine, să faceți tot felul de activități, dragi sufletului vostru. Și de asemenea, este un moment în care, vedeți voi, undeva pe la amiază pot apărea niște tensiuni în relația cu niște prieteni sau într-un grup de oameni. Și acum vă mai spuneam eu că e cazul să vedeți ce vă mai place și vouă, mai lăsați-i puțin pe ceilalți și pentru tine este o zi de sâmbătă foarte bună în relația cu femeile, pe tot ceea ce ține de străinătate, spiritualitate, muncă, internet. Este un moment foarte, foarte bun în care poți să cunoști pe cineva sau este un moment bun în care ai niște discuții care ție îți plac, te ajută foarte mult, îți dau încredere în tine. Surprize foarte plăcute pe care le ai și tu pe muncă, pe niște discuții pe care le ai cu colegii. Poate niște surprize plăcute legate de niște activități practice pe care le-ai de făcut sau poate sunt niște surprize plăcute legate de niște colegi sau niște rude, depinde fiecare pe unde lucrează și ce face. Norocul chiar vine din partea celorlalți, din partea prietenilor. E ceva benefic pentru viitorul tău. Iar duminică este o zi în care te ocupi foarte mult de rutina ta zilnică, deci posibil chiar nici să nu se întâmple mare lucru în ziua de duminică pentru tine, în schimb este un moment bun să te ocupi așa de rude, dacă ai de muncă e ok că lucrurile vor merge încet, sigur, ești mai liniștit, ești mai așezat și bineînțeles că poate te vei concentra și pe partea aceasta de sănătate pentru alți săgetători. Hai să vedem, dragilor, ce spune tarotul. Pisica e aici cu noi, vă ziceam că nu vrea să plece pentru că mă simte, sunt foarte aglomerată în perioada asta și mi s-a dat și programul peste cap. Și ea mă simte, ea e aici să mă ajute. 8 de cupe, prima carte, cavalerul de spade, deci pe neașteptate renunți la ceva, abandonezi ceva anume. O veste care apare din casă, din familie, în legătură cu o persoană care pleacă, o persoană care se mută, cineva care evită ceva, nu? Da? Poate să fie ceva neașteptat legat de un grup de oameni din care faci parte. A plecat pisica.
Regele de monede, o conexiune cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, parcă ceva se amână sau se întâmplă ceva. Regele de monede, să știi că înseamnă și o conexiune cu planul acesta material. Unii poate aveți legătură cu zona rurală sau poate chiar, cine știe, cu o persoană matură, cineva care este independent din punct de vedere material. Ultima carte, Faetonul, o conexiune cu zodia Rac, dar și un drum pe care îl faci, o bucurie pe care o ai. Faetonul reprezintă și un triumf pentru sufletul tău. Mergi aici undeva, toată lumea te aplaudă, da? Ai de făcut un drum pe neașteptate. Primești o veste care te liniștește. Uite. Zodia Capricorn. Dragi Capricorni, pentru voi ziua de sâmbătă vă găsește foarte concentrați în plan personal, pe casă, pe familie. De asemenea, ziua de sâmbătă e foarte bună pe relația cu femeile, pe tot ceea ce ține de iubire, de pasiune, poate chiar relația cu un copil, poate relația cu persoana iubită. Ai foarte multă intuiție și tu în ziua de sâmbătă. Reușești să închizi ceva important, reușești să finalizezi ceva. Și tot sâmbătă, undeva pe la amiază, vezi că pot apărea niște responsabilități, pot apărea mici mari tensiuni care inițial să nu îți plac. În schimb, pentru tine este un weekend în care, uite, poți să ai marea surpriză, să cunoști pe cineva, să primești niște mesaje frumoase din partea partenerului, să primești niște cuvinte de laudă, de apreciere din partea celorlalți pentru ceva ce poate tu ai făcut cândva sau poate pentru alți capricorni vă treziți iarăși într-o situație în care ați mai fost puși. Pe de altă parte, tot în weekend, mai exact duminică, uite, este o zi bună să te relaxezi, să te simți bine, să stai așa tu cu tine, să faci o plimbare sau să stai cu copilul tău, să stai cu persoana iubită. Chiar și duminică, uite, e un moment bun să cunoști pe cineva. Cu siguranță, repet, în ziua de sâmbătă ești prins pe tot felul de activități. Hai să vedem, dragi Capricorni. Prima carte a ieșit deja. Și avem aici 7 de spade, 5 de spade. Uf, ok. Justiția, temperanța, da. Dragi Capricorni, ceva nu vă place aici, ceva nu vă convine. Poate ceva legat de viața privată. Ceva, nu știu, nu e ok, cineva își urmărește aici propriul interes. Fiecare își caută interesul. Moartea, o conexiune cu zodia Scorpion. Ceva se finalizează, ceva se închide. Poate se închide o perioadă în care nu te înțelegeai cu un prieten sau o perioadă în care lucrurile nu funcționau atât de bine din punct de vedere personal. Regele de cupe, o conexiune cu o zodie de apă, Rac, Scorpion sau Pești. Regele de cupe poate să însemne aici și foarte multă intuiție pe care tu o ai în acest weekend, o legătură cu zona medicală sau, uite, chiar o legătură cu persoane mai culte, persoane mai liniștite, mai plăcute, mai dragi sufletului tău. Poate e ceva legat și de trecutul tău, dar te eliberezi și te liniștești, da? Te liniștești și e ok. Zodia Vărsător. Dragii mei vărsători, ziua de sâmbătă e bună pentru voi pe drumuri, da? Vă întâlniți cu rude, vă vin persoane în vizită, faceți drumuri, pe la amiază pot apărea tensiuni în relația cu un bărbat, asta este. Însă, în general, este o zi bună în relația cu femeile, dacă vrei. Femeile din casă, din familie, prietene, o relație bună pe iubire, mai văd aici. Primești niște vești bune din partea unui colaborator, din partea unei femei sau din partea femeilor în general vorbind și pentru tine este un weekend în care vei avea o surpriză extrem de plăcută din partea unui copil, ceva legat de o afacere, din partea persoanei iubite, iar unii vărsători în sfârșit vă gândiți serios să luați o decizie, da? Să luați o decizie. Pentru vărsătorii care știți că în ultima perioadă copilul, partenerul, iubitul, da? A trecut printr-o perioadă ciudată, dar vă explicam că nu e ceva negativ.
Poate omul ăla avea un proiect, avea ceva de făcut, dar acum se poate finaliza sau acum se poate elibera. Dar e ceva absolut fantastic pentru tine. E ceva absolut fantastic. E ca o eliberare. Iar unii vărsători, vedeți că aveți foarte multă intuiție în acest weekend și o să fiți foarte dispuși să rupeți ceva, o să fiți foarte hotărâți dintr-un anumit punct de vedere. Duminică 1 octombrie, în schimb, este o zi în care casa și familia sunt importante, poate vrei să stai liniștit, te uiți la un film, poate la fel îți vin persoane în vizită, mai mergi și prin locuri din trecut, deci te concentrezi foarte mult pe chestiuni legate de sufletelul tău. Și vezi că undeva duminică de dimineață e posibil să te trezești cu poftă de mâncare. Hai să vedem, dragi vărsători, ce faceți voi. Bun. Și avem asul de spade, arcana majoră, diavolul, o conexiune cu zodia Capricorn. O decizie care se ia aici privind o relație toxică, privind niște dependențe pe care cineva le are sau poate chiar niște obiceiuri toxice. E un blocaj în care tu erai, era un copil, era o persoană importantă, șeful, imaginea ta, ceva important care era blocat și acum gata. Se rezolvă. Regele de monede, o conexiune cu o zodie de pământ și pentru tine, Taur, Fecioară, Capricorn. Un weekend în care planul material este important, poate chiar te vezi cu persoane mature, independente din punct de vedere financiar. Poate ai ceva de rezolvat privind niște bani, privind un teren. O siguranță mai mare pe care o ai. Da? Ultima carte, 2 de cupe, o întâlnire cu o persoană dragă ție. O conversație telefonică pe care o ai sau prin video, dar nu-i neapărat să te vezi fizic. E o discuție bună, e o discuție plăcută. Iar vărsătorii care vreți să vă stabiliți o întâlnire de dragoste, e foarte ok acest weekend. Foarte, foarte ok. Unii, bineînțeles că puteți să luați și decizii importante privind relația cu un copil, relația cu persoana iubită, plăcerile voastre. De ce nu? Te revezi cu cineva sau primești o veste pe care ai așteptat-o de mult timp, dar e ceva ce te bucură foarte mult. Unii poate mergeți undeva într-un loc rural sau într-un mediu din acesta mai diferit. Zodia Pești. Dragi pești, ziua de sâmbătă e bună pe bani, vă spuneam eu, și pe cumpărături. Pe la amiază apar niște tensiuni acolo, dar undeva spre seară lucrurile se mai rezolvă. Deci dacă vreți să mergi la cumpărături, ia-ți o prietenă de mână și mergeți amândouă. Nu, să nu mergi cu partenerul, cu nu știu, cu vecinul, cu prietenul, cine ești tu, că nu știu cât de mult o să vă înțelegeți. Pe de altă parte, pentru că e posibil, da, în loc să-ți cumperi ție ceva, te trezești că îi cumperi lui ăla, nu știu ce chestie și tu rămâi pe din afară. Că știu eu cum faceți voi. Că sunteți așa mai sufletiști, dar prea mult câteodată. Bun. Deci, sâmbătă seara, o relație foarte bună cu o femeie, cu o rudă, ai o discuție la telefon, fizic. Ai niște activități de făcut și indiferent ce vei face sâmbătă seara, toată lumea te aplaudă, toată lumea se bucură pentru tine, primești niște vești bune. Și tot acest weekend văd că vine pentru tine cu niște discuții pe care le ai, benefice și care te vor surprinde extrem de mult și care țin de trecut, o persoană din trecutul tău, ceva ce ai lăsat acolo și n-ai reușit să rezolvi la timp. Poate e ceva legat de o rudă. Unii pești poate vă revedeți pe neașteptate cu niște prieteni sau cu niște persoane pe care nu le-ați mai văzut de ceva timp. Dacă v-ați programat deja asta, veți rămâne foarte surprinși de lucrurile pe care le veți afla. Iar a venit pisica, să știți că ea e născută în semnul peștilor, deci e din grupul vostru, cum s-ar spune. Da. Voi vă înțelegeți mai bine așa, cred că și prin semne. Este o închidere, este o transformare care ție personal îți face foarte, foarte bine și de asemenea, dragi pești, duminică este un moment bun să vă întâlniți cu rudele, să faceți drumuri scurte, să citiți, să învățați. Uite, duminică dimineață, dacă ai o problemă și tu nu găsești rezolvare, te trezești de dimineață, îți faci o cafea, un ceai, ce bei tu acolo, da, și te apuci și citești, studiezi, cauți pe internet, vorbești cu cineva, găsești soluții. E un moment bun și de meditație, dar în general ziua de duminică e mai liniștită, e mai bună.
Hai să vedem, dragi pești, ce faceți voi. Hai, psica vrea să zboare, da, s-a urcat în copac. Hai să vedem. Bun, 5 de monede, 2 de spade, regina de vâte, 7 de monede. O conexiune cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Aștepți un răspuns de la o femeie. Sau nu așteptați ceva să rezolvați privind plăcerile voastre, privind viața privată. 5 de monede înseamnă abandon, da? Sau poate o problemă de sănătate a unei persoane. Unii pești poate vă gândiți serios să abandonați ceva, să lăsați ceva în urma voastră. 2 de spade, o decizie importantă pe care tu o ai de luat, dar 2 de spade poate să însemne și o lipsă de comunicare cu cineva anume. Poate ai de luat o decizie și încă nu știi exact cum anume să faci ca lucrurile să funcționeze. Sunt niște emoții noi, sunt niște trăiri noi pe care tu le ai. O veste bună care apare, dar uite, care te pune pe gânduri. Ultima carte, împăratul, o conexiune cu zodia berbec, dar împăratul poate să spună și despre o hotărâre pe care tu o iei sau poate să spună și despre faptul că te gândești serios că e cazul să îți impui niște reguli, să le respecti, că asta este. Să iau o hotărâre privind o relație, privind o pasiune. Mai văd și o conexiune cu zodia gemeni, lumea, deci o bucurie foarte mare pentru tine. O bucurie foarte mare pentru tine. Dragilor, gata, acestea au fost previziunile pentru acest weekend. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți și vă doresc să aveți parte de un weekend cât mai frumos. Sper să vă priască previziunile mele, sper ca luna octombrie să ne găsească pe toți cu deschidere spre noutate. Da? E ca un thriller din luna ianuarie, e ca un thriller pentru următorul an, e puțin ciudat. Da? E puțin ciudată, sunt două eclipse, dacă n-ați văzut previziunile pentru octombrie, vă invit cu drag să o faceți, atât părțile generale cât și părțile bonus. Vom avea multe lucruri de discutat în luna octombrie pentru că da, se vor întâmpla lucruri și Lilith schimbă zodia și mai avem planete pe acolo care au treabă și doamna Venus schimbă zodia. Se întâmplă lucruri. Se întâmplă lucruri și asta se vede și din cărți și din astre. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc un weekend cât mai frumos.